O să invit pe colega noastră atunci, Ioana Alexandrescu, de la Universitatea Autonomă din Barcelona. Cred că este. Ioana, ne auzi? Da, mă auziți? Da, te auzim. Perfect, Și ne încerc să pun și bucurăm. camera. Întotdeauna mi-iese. Da. Între timp, mă bucur să vă revăd. Îi mulțumesc lui Alice pentru organizare. Nu știu dacă e pe acolo, dar oricum, dacă nu găsesc alt mod de a-i transmite acest lucru. Aș prefera să fac comunicarea în limba română, în primul rând pentru că sunt multe citate în română. Cred că s-a blocat camera, se vede, nu știu, îmi dau seama. Nu s-a blocat, dar cred că e internetul un pic instabil. Nu știu ce, în general am probleme cu Teams. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui ne comprend que le français là. Je disais que j'allais lire ma communication en roumain, surtout parce qu'il y avait plein de citations en roumain dans mon texte. Et alors, je voulais en quelque sorte vous faire grâce de ma traduction et en vous en offrant directement l'original. Alors, je commence. Lucrarea mea se oprește asupra interpretării contemporane a două mituri feminine, Medea și Cora Persefona, de către două poete, Chantal Maillard, respectiv Ruxandra Cesăreanu, în cărțile lor de poezie, ce au ca titlu numele celor două personaje mitologice. Chantal Maillard este o poetă și filosofă spaniolă născută la Bruxelles în 1951. Este una dintre cele mai cunoscute și respectate poete spaniole actuale. În recentul său volum de poezie, Medea, apărut în 2020 la editura Tusquets, Maillard oferă a acestei figuri mitologice în 48 de poeme, numite fragmente, distribuite în trei părți. Fiecare parte este precedată de un text introductiv și există, de asemenea, un prolog și un text la sfârșit. Formatul teatral este fundul de acest volum de în vederea lui în cadrul de tip prolog exod, cu vocea Medei în lung monolog dramatic și cu texte introductive asemănătoare adesea didascaliilor. Prologul o înfățișează pe Medea stând pe o barcă la Marea Alboran, cu spatele la orizont, pregătindu-se să pornească spre Atena. Volumul începe așadar acolo unde se termină piesa lui Euripide, împletindu-se de asemenea cu sfârșitul filmului Medea al lui Lars von Trier din 1988. Se prezintă deci ca o extensie care își propune să exploreze zone ale mitului care au rămas nestrăbătute la răscrucea de drumuri cu propria poetică și înțelegerea scriitoarei. Cartea se intersectează de asemenea cu un text anterior al lui Maillard despre Medea, inclus în volumul La Compassion Difficile din 2019, iar familiaritatea autoarei cu mitul se observă și în alegerea ei de a o situa pe Medea la Marea Alboran, adică unde locuiește Maiar. Teritoriul explorat de Maiar, în versiunea ei, este înainte de toate crima pentru care Medea este cunoscută îndeopște: uciderea propriilor copii, încălcarea tabuului suprem. Dat fiind caracterul extrem al faptei, vinovăția și judecata par a fi de la sine înțelese, interpretarea clară, criminalul și victimele bine definite, compasiunea pentru mamă, dificilă, dacă nu imposibilă. Dar perspectiva lui Maillard, prin monologul Medei, subminează această interpretare curată și corodează duritatea construcțiilor fără echivoc, căci Medea își expune crima ca versiunea sângeroasă a unui filicid săvârșit perpetu de toate mamele. În viziunea ei, conceperea unui copil îl condamnă pe acesta mereu la moarte, aruncându-l într-un spațiu crud în care, citez, fiecare pas înainte este o scădere,
fragmentul 10, traducerea mea. Iar scutecele sunt, citez, primul giulgiu al celor care au început deja să moară, fragmentul 15. Din această perspectivă, uciderea efectivă accelerează sfârșitul unui proces. Maiar nu explorează motivațiile, nu se oprește asupra geloziei sau asupra laturii vicariale derivate a crimelor Medei. Pare să-i fie clar că orice pretenție explicativă e sortită eșecului, fiind vorba de sigur de mai multe motive, unele dintre ele putând inclusiv dispărea când se adună mai multe informații, altele putând a nu fi găsite niciodată, etc. Ceea ce face Maiar în monologul Medei este scoaterea crimei de sub semnul individualului, al excepției, și plasarea ei în apropierea normei, arătând punctul de intersecție dintre mama care își protejează copilul, îl hrănește și eventual moare pentru el, și contraimaginea ei monstruoasă, reprezentată de Medea. Acest punct de intersecție fiind faptul că orice mamă își condamnă copilul la moarte în momentul în care îl concepe. Evident că nu este vorba de o disculpare morală a actului, nici de o suprapunere și echivalare a defectelor cu caritățile, nici măcar de o diluare a binomurilor. Este vorba într-un fel de o operație patafizică prin care, schimbându-se punctul de vedere, se arată că, dintr-o anumită perspectivă, contrariile ajung să se unească. Miza acestei operații de gândire nu este justificarea sau dezvinovățirea acuzatei, ci manifestarea punctului orb al acuzării, deconstrucția nevinovăției și a superiorității sale morale. Toți suntem într-un fel vinovați, este verdictul dat de Medea, și acest verdict nu are în vedere doar reproducerea, ci și existența în sine, întrucât tot ce există fură suflarea altora, citesc din fragmentul 16, și toți avem tulpina arhaică a crimei, fragmentul 22. Suntem toți dominați de foamea mereu nesatisfăcută, de, citez, dorințe care nu satisfac niciodată dorința intimă, fragmentul 20. Din acest punct de vedere, nu există cauze sau efecte, nici vinovăție, nici inocență, și încercarea de a adopta o poziție de superioritate morală echivalează cu a fi un impostor. Singura modalitate de a scăpa de impostură este recompunerea magmei, spune Maiar în fragmentul 35, unde totul este inexplicabil, fragmentul 39, adică recunoașterea naturii noastre animale. Înlocuirea moralei de piatră cu o etică pulsatilă a viului. Acesta este drumul arătat de Medea lui Maiar într-unul dintre cele mai excepționale avataruri contemporane ale mitului. Cealaltă carte luată în discuție în această comunicare este tot o carte de poezie un pic mai veche decât prima, publicată în 2004 la editura Vinea, Core Persefona de Ruxandra Cesereanu, care este o poetă cunoscută din Cluj, profesoară la Universitatea Babeș-Bolyai. Core Persefona este fără îndoială un mit foarte diferit de mitul Medei. Este vorba de fica lui Zeus și a Demetrei, care este răpită de Hades și obligată apoi să petreacă. Aici sursele diferă cu privire la timpul exact, aproximativ jumătate de an sub pământ și cealaltă jumătate pe pământ. Prin această alternanță a domiciliului, ea simbolizează ciclul vital cu viața, moartea și apoi renașterea naturii din nou primăvara. Avem de a face așadar cu o esență duală a mitului, cu o dimensiune pământeană și una ahtoniană, a acestei zeițe cu nume dublu și cu dublă fațetă, pe de o parte este fica solară a Demetrei și pe de alta soția regină a lui Hades în lumea morților. Acest imaginar al dualității străbate volumul Ruxandrei Cesereanu, îmbrăcând diverse straturi metaforice și simbolice. Avem, de pildă, următoarele configurări poetice ale dualității. Coluntre de văduvă neagră ies din mine spre o văduvă albă care aș putea fi tot eu.
extras din poemul Tânăra Erinie. Am văzut aici contrastul cromatic și circularitatea mișcării dinspre sine înspre sine, sau un alt poem, Nimfeum, jumătate căprioară, jumătate cucuvia, cu dualitatea de regim diurn-nocturn și terestru-zburător al regnului animal, sau în poemul Nechia, o parte de lumină, alta întuneric, un ochi de-al meu râde și altul plânge, cu alternanța contrariilor transpusă corporal și animic. Tihna și neliniștea, spune Cesăreanu în Nopți ateniene, cele două jumătăți se mângâiau, se zgâriau și într-un târziu se cuibăreau în mine ca niște păsări fără cioc. Vorbind despre Core Persefona, Cesăreanu afirma că, citez, acesta a fost personajul care a conținut cel mai limpede chiar structura mea omenească de Ruxandra Cesăreanu, femeie și scriitoare. Totodată, pe lângă dimensiunea personală, această dualitate consubstanțială mitului permite reflecția asupra naturii umane în general, ea însă și oscilând într-o succesiune de contrarii, de bucurii și tristeți. Aceste tristeți sunt numite mai specific angoase și nevroze de către Cesăreanu, care prin aceasta situează scindarea în mental și totodată pe terenul analizei psihologice, cu iradieri înspre tulburări de tip borderline sau bipolar în această reconstruire a Persefonei, pentru care, citez, vremea trecea cu un ochi în infern și cu altul la suprafață, bând licoare de mac, Sepolia City. Imaginarul htonian se desfășoară pe un fundal plin de simboluri, configurând o pânză mentală grea și răsucită. Corpul Persefonei este cel al unei pantere negre. Pielea mea neagră pleznea lucioasă, pete albastre de cer mi se lipiseră de coapse, cu ghearele împieptănam părul ca o femeie crepusculară. Mintea ei apare situată într-un tunel, citez, un tunel părăsit, locuit doar de făpturi cu cerul gurii pârlit, un tunel care se întunecă, citez, și când tunelul se întuneca până aproape să se facă lumină înnegrită, cântam la tobe, la harfă, la flaut și dănțuiam și nebuneam de moarte și frică. Tunelul călătorea prin mine ca o fereastră zidită. Mă învârteam înăuntru și scrâșneam din dinți ca o simfonie uitată de cei ce au simțit măcar o dată aroma stelară. Am citat din Pantera Neagră, am fost cândva. Suferința singurătății fără ieșire, strigătul înăbușit în monolog, se declină circular în forme de autolezionare corporală. Citez, mă tânguiam stâncilor din ținutul hidos, părul tăindu-l, carnea scârind-o, unghiile tocindu-le de umbre, cu buruieni biciuindu-mă peste trup. Acest râm subteran sau loc întunecat al minții este dominat de mineral și de figuri ale evaziunii imposibile cu schelete de corăbii, ancore scrijelite de vreme, carene albe uitate. Când Hades, soțul cel rău, citez, zeul cu buze de cretă, adoarme, Persefona își caută în tunel perechea cea bună, acest volum creând o nouă figură masculină, blândă, solară, salvatoare, a cărei emblemă este Dulful, adică delfinul. Este vorba de personajul Corin, perechea luminoasă, țesută în auriu de cuvinte, spre care se îndreaptă toată speranța Persefonei, credința ei în posibilitatea de a ieși la lumină. Citez, tristă Erinie, am fost și băutoare de laudanum prin ținuturi nebune, dar de acum ducă-se pe pustii bețișoarele de ghicit, molimele și gura mea căinoasă și balele de fiară sângeroasă, piară altarele cu umbrele morților învăpăiați și iazmele ce mă slujesc. Sub semnul lunii secerătoare nu mai vreau să fiu. În mine răbufnește o preoteasă a soarelui galben pe care pentru întâia dată îl vestesc. Am citat din Tânăra Erinie. Este vorba de ieșirea din infern, de sub influența soarelui negru al melancoliei și pătrunderea în tărâmul luminos al soarelui galben simbolizat de Corin. Citez, ci eu sunt Core, cea care jumătate de viață stă în tenebre cu marele bărbos și jumătate de viață stă pe inima cu raze a lui Corin.
Venita vremea să fiu cu logornicul luminos care îmi pune leandri în păr și crengi de măslin la gât, cel care îmi cântă la flaut ca să mă aromească. Uitat am răstimpul în hâdul infern, unde am fost regina a morții. Venita vremea să râd și să înfloresc, căci sunt făptură a leandrilor și sora a măslinilor, fiică scoicilor, încoronată cu grâu. Sunt corele aina, oaica spicului de grâu, cea care și-ar lăsa să-i fie tăiată decât să-l piardă pe Corin. Este vorba, de fapt, de refacerea androginului, după cum se vede din înrudirea numelui Corin, cu K, cu cel de core, detaliu care se suprapune pe biografia autoarei, căsătorită fiind cu Corin Braga, evidențiindu-se astfel, la fel ca și în cazul lui Maiar, dimensiunea personală a mitului. Această dorință de unitate solară vine spre vindecarea condiției ciobite. În poemul Nechia are loc o explozie a eului, o mutare din dual în multiplu, în piese heteroclite cu puncte de fugă, unitatea nemai existând decât ca plan de adunare a pieselor. Cine sunt eu? Să fi fost cândva și o femeie cruciat? Să fi ajuns la Ierusalim? Doar numele mi-l mai știu și el e Core Persefona. Sunt grecoaică, ebreie, africană, englezoaică, sudamericană, ursoaică. Din toate felurile de sânge am adunat câte puțin. Făptură ca un puzzle. Și bărbat, și femeie, și copil, și bătrân, și vie, și moartă. Sunt cioburi, fărâme, resturi. Nici chiar Asclepios nu m-ar putea vindeca, atât de însutit răsfrântă. Cine sunt eu? O femeie, ceva, altcineva, nu știu ce, nu știu cine, cineva, cândva, undeva. Sunt grecoaică, ebrei, africană, englezoaică, sudamericană, ursoaică, japoneză, tungusă, franțuzoaică, mongolă, aztecă, lupoaică, italiancă, egipteancă, persană, chinezoaică, spanioloaică, malgașă, tailandeză, marocană, cerboaică, algeriancă, mohaucă, troiană, iriapodă, fachiră, strigoaică. Sunt Core Persefona. Este un fragment din Nechia. Închei cu acest vers final al volumului lui Cesăreanu, în care apare cuvântul strigoaică, deoarece se întretaie cu primul vers din volumul Maiar, singurul în franceză, Je suis un revenant, revenant, adică un echivalent în mare al strigoiului, aceste figuri din lumea umbrelor sugerând și neostoită sete de cuvinte a figurilor mitologice, ce se rătrăiesc repetat pe sine, sfidând moartea cu fiecare infuzie de noi valențe din partea reinterpretărilor actuale. Mulțumesc frumos! Mulțumim și noi, Ioane Alexandrescu.